Da, au fost niște probleme, în primul rând, legate de partea de legislație și de partea de achiziții publice. Am avut un raport a Direcției de Finanțe în care se spunea că selecția de oferte n-a fost făcută foarte bine, sau licitația. S-a studiat acest aspect. La un moment dat am considerat că trebuie să facem o nouă licitație. După care societatea care a câștigat lucrarea, normal că n-a fost de acord cu rezilierea contractului pe care noi am propus-o și s-a adresat din nou organismelor naționale pentru studiul achizițiilor publice. Răspunsul a fost foarte bun, și anume că achiziția publică este corectă. De asemenea, răspunsul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Turismului a fost pozitiv, și anume că achiziția publică este corectă și contractul de lucrări este corect, ceea ce înseamnă că vom păstra contractul existent. Deși, la un moment dat, acum o lună de zile, considerăm că trebuie să facem o nouă licitație. Este o veste bună aceasta că putem păstra contractul existent, pentru că nu mai pierdem timp foarte mult cu organizarea unei noi licitații. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, suntem noi în situația de a transmite scrisori către Agenția de Dezvoltare Regională, către firma constructoare, prin care să-i anunțăm de hotărârea noastră de a păstra contractul de lucrări și după care să dăm ordinul de începere al lucrării. Se face și o modificare a proiectului. S-a făcut, de fapt, o modificare a proiectului, o îmbunătățire a lui, având în vedere că proiectul inițial era, să zicem, făcut cu o turnare monolit a tabierului și a picioarelor podului, a pilelor, o construcție care presupunea niște cofraje ancombrate, niște cofraje uriașe, care ar fi, ar fi grevat toată circulația pe drumul național numărul 1 și toată zona. În varianta nouă propusă, construcția este mult mai elegantă, este mult mai ușoară, iar distanțele între pile, între picioare, merg de la 14 metri sau 20 de metri până la 30 de metri și chiar mai mult. Ceea ce înseamnă că picioarele vor fi mai rare, construcția va fi mai elegantă și mai ușor de executat. Metalică? O parte din construcție va fi metalică. O parte. Este vorba de suportul tablierului care va fi de asemenea din beton. Deci sunt picioare din beton cu niște armături. Este această parte a tabierului metalică, deci partea de susținere, după care deasupra vin tabierul propriu-zis de beton, cu asfalt, cu trotuare și așa mai departe. Deci s-a modificat soluția, este mult mai elegantă și mult mai ușoară. Deci sperăm că cu această ocazie a rezolvat toate problemele și de aspect estetic al podului, care va fi mult mai atractiv, să zicem, mai elegant, al pasarelelor, și legate de legislație, legate de achizițiile publice. Sperăm în sfârșit să intrăm în linie dreaptă și să începem lucrările.